Bună dimineața din nou! Te rog! Am aici mult pește, pentru că nu-i așa, ce poți să mănânci pe plajă mai mult să te respecti decât cu niște hamții? Ești în zodia peștilor? Nu, nu. Sunt dar geamănă. Îți place peștele, nu? Place este peștele. Este foarte sănătos, mai ales când este foarte proaspăt. Hop și flavet. Și mie îmi place. Crezi că poți să-ți dau la pachet? Da, uite, un bol din ăsta întreg vreau. Un bol din ăsta întreg. Bineînțeles, voi o să mă ajutați astăzi și pe mine tu nu. Fii atent, am și eu un fel de utilaj din ăsta cam cum ai tu, numai că eu am să-l folosesc mai târziu. Pentru că am o surpriză, o surpriză care e bazată pe ciocolată! Exact! O să ne răsfățăm și cu ciocolată, dar înainte de toate ne răsfățăm cu pește pe care îl prăjim în baie de ulei, îl tăvălim printr-un amestec așa specific de plajă și anume mălai! Da, ai auzit de ciocolată? Ciocolungă! Cred că pe tine te-a ajutat. Dar nu are ciocolată, cum să trecă pe ciocolungă! Bun! Ce avem? Nu v-ați supărat! Da. Aici stăm... Nu v-ați supărat, ne-am înghesit ca hamsiile sau ca stridiile? Suntem exact ca în 4 stele Vama Veche, acolo la cor 4 stele. Da. Ați văzut când ies aia din cor, două jumătate de oră, da. Se întâmplă. Apa! Nu, nu! Băi, o să preparăm rapid un sos, normal, pentru că fără sos n-au niciun farmec, un sos cu ceapă verde, usturoi verde, verdețuri, adică măraș și pătrunjel. Așa cum am spus, usturoiul nu lipsește, un pic de rozmarin ca să-i dea un parfum de vară și cam atât, deocamdată mai multe detalii pe parcurs. Ce faci cu lanterna aia? Așa strică.